Consecvențe o sancțiune contravențională într-o până noastră ați oprit regulamentar, da? Sancțiunea este 250 de lei. Vă recomandăm să folosiți, locul special amenajat. Pentru parcare, da, pe viitor. Zeci de șoferi care au oprit sau au staționat în locuri interzise în centrul Craiovei au dat ochii în această dimineață cu polițiștii de la rutieră. Fiecare șofer sancționat a găsit câte o scuză. În fiecare săptămână e plin aici, pentru că noi venim zilnic la oficiul de cadastru. Și e plin. Nu știu ce se întâmplă de onoară pe noi, așa. De ce ați oprit aici? Să ne luăm covrigi. Sunt locuri de parcare? Sunt, da. Cum vi se pare amenda? Mica. Nu mă, că n-am unde să parchez dacă parchez aici. În apărarea polițiștilor au sărit și trecătorii. Nu e normal. Noi oamenii care nu avem mașini, pe unde mergem? Când îi blochează drumurile, o blochează de țară fără stăpân asta? Această activitate intervine ca urmare a sesizărilor frecvente ale cetățenilor. Încercăm pe cât putem să disciplinăm participanții la trafic, să îi determinăm pe aceștia să parcheze în locurile speciale amenajate pentru a decongestiona zona centrală a municipiului Craiova. În mai puțin de o oră, polițiștii au dat amenzi de câteva mii de lei.